asta e important. Ce faci? Uite, sunt bine, doar am o discuție interesantă cu Patrick. Oh, spunea, despre ce? Spunea că îi se pare că te-ai mai răcit, că parcă nu mai ești la fel. Da, dar el știe. Și am întrebat de ce argumente. Și a zis că îi se pare pe conexiune că nu mai ești, nu știu. Nu, dar nu e pe conexiune dacă nu se întâmplă ceva. Ce, facem declarații, chestii, că nici ei. Ce-și spun ei? Te iubești și gata? Nu, ei spun. Asta spun și ei pe conexiune. Ai grijă la rușul meu. Despre ce vorbeam înainte? Of, așa vreau să văd din lungul. Wow. Așa. Deci ești bine? Da, îmi pare rău că ieri am fost așa cam molicică, dar na, au fost situațiile alea, am fost tensionată, astăzi sunt mult mai bine, m-am descărcat, mă vezi, am așa o stare, zici că m-am trezit acum dintr-un somn de vreo 12 ore, cam așa. Ok. Adică sunt foarte odihnită, calmă, relaxată. Gala de mâine, vom vedea ce va fi, dar oricum noi suntem lideri. E, deci mai bine decât așa nu poate fi, nu? Da, și probabil o să fie o gală incendiară, așa, chiar așa pare o gală chiar foarte interesantă. Exact. Ești mândru de mine că nu sunt atât de conflictuală? Sau, adică sunt, da, la modul cu gura, dar nu sar la nimeni la bătaie da, sau da, chestii din da, astea. Mie îmi place momentul în care poți să-ți argumentezi opinia și să spui toate lucrurile alea frumos cu vocea. Nu trebuiască să vii ca pe stradă, să vii așa în fața unei persoane, să vorbești de aici așa, să te ceri cu ea. Adică normal că în momentul ăsta te apreciez mult pentru chestia asta și mai ales că te-ai păstrat și, nu știu, ai stat în fața ei, n-ai avut niciun fel de frică, nu ai avut niciun fel de reacții, dimpotrivă, ai stat în fața ei și ziceai nona, 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 ea urla acolo, nu știu ce zicea, bătea câmpii și ziceai nona, nona, nona. Și atât a fost tot. Nona, ascultă-mă, nona, taci puțin. Adică eu sunt mândru de tine. Știam, și azi pe conexiune te văzusem așa, parcă părea așa. Și sexy. Da, era niște foarte sexy. Vreau să te lăsai pe față, era prea sexy. Mai, acum ești tu. Nu, atâta, vreau să știu că ești bine și că acum vreau să zicem toate chestiile astea. Dacă nu erai tu și voiai să zici altceva, atunci asta e. Poți să mi le zici cu altă ocazie frumoasă. Auzi, dar dacă eu eram în locul nonei, știi? Da. În situația respectivă și mă comportam așa, te-aș fi îndepărtat de mine? Ce mai supărat aș fi fost dacă n-avem cameră roșie. Dar nu mă puteai îndepărta cu așa ceva. Nu? Nu. Deci chiar dacă aș fi o fire... Mai vulcanică? Cum aș fi? Bianca, în primul rând, în momentul ăsta te iubesc. Orice faci, vreau să vorbim, discutăm și rezolvăm. O să accept acum chestiile astea, indiferent. Îți dai seama că nu mi-aș fi dorit să fiu așa o fire vulcanică, agresivă, toate astea. Îți dai seama că nu era ideal. Și este ideal că nu ești ceea ce nu ești. Dar și dacă ai fi fost, eu te-aș fi înțeles. Am fi vorbit chestiile astea și aș fi încercat din potrivă să te înțeleg, să vorbim și să te ajut să înțelegi mai bine lucrurile astea, să te mai enervezi, să nu mai ai reacții de genul. Okay? Păi atunci tu ai putea să-i dai sfatul lui Patrick, nu Patrick să-ți spună ție... Vai, noi ne-am răcit când tu, eu nu-ți dau motive ca tu să te răcești de mine și tu nu-mi dai motive ca eu să mă răcesc de mine. Ei au o sumedenie de motive. Să te răcești de tine. Ai înțeles, da, da. Să fie reciproc chestia asta. Dar oricum ai văzut și tu că Patrick acceptă cam tot ce se dă. Gen... Păi și tu. Da, dar și tu accepti destul. Da, din partea ta nu am ce accepta. Ești minunat. Ești cel mai fain. E, da. Da, chiar ești. Și acum nu vreau să fac comparație cu alți băieți din casă, dar chiar mi se pare, ești persoana cea mai potrivită pentru mine. Ești înțelegător. Am postat azi pe Instagram o chestie faină, aia cu o femeie ambițioasă are nevoie de un bărbat care ori să o nu suporte. Nu. Da, o femeie, nu zic, nu era cu o femeie... O femeie ambițioasă. O femeie ambițioasă nu era că are două variante, ori acceptă da. Bărbatul, ori îl părăsește? Nu așa era? Nu, era bărbatul trebuie să o accepte, să mai vine singură. Mulțumesc că mă accepte așa cum sunt. Asta ce mai era, Bianca. Și ești femeia mea ambițioasă și sunt mândră de tine. Sunt foc de mândră. Nu mai faci așa de mândră. Și asta ce mereu, să știi.
te iubesc. Și eu te iubesc, Bianca, mult. Poate ne mai vedem azi, că repede să încep. Că da, s-a început foarte repede. Dar poate ne vedem și la... La date? Nu, la... Ar fi foarte frumos. Ar fi ideal. Chiar acum, ele eu, sigur au vorbit. Știți pe cine veți vota mâine? Nu știți? Aia, imunitate, nu imunitate. Sincer, la mine chiar nu știu. Mă gândesc. Sufletește, eu votez pe Isa. Dacă, practic, dacă e cu soanele la lideri, insigna la lider, nu contează. Tu tot în filmul ăla mă bagi, frate. Hai să vorbim despre cum e... În mod normal. Eu nu pot să, eu nu vreau să vă spun vouă că nu vreau să... Bă, dar mâine s-ar putea să pice imunitatea așa, pentru că am avut 3-4 gale fără eliminare. Nu vrei să spui că nu să creezi, să nu creezi? Nu vreau să influențez pe nimeni. Nu influențez dacă spui. Păi nu, că dacă, uite, am mai avut discuție genul ăsta și ai spus în gală că a spus eu să votam, nu știu ce. Și nu vreau să mai adevărat. Zi-mă, că acum poți să zici că ai și zis că nu vrei să influențezi. Sau cum e, nu? Cu cine ai fost, Alex? Văzut? Uite, deja o dai, deja o dai. Zici mie cum fac eu de obicei. După fată te iau, că e bine. Da, e foarte bine. Gen, te-o combine. Hai să vorbim, Patrick, ce vrei să vorbim. Cum mai poți să mai duci, mă, discuțiile astea, Patrick? Se regăsește în el, că sunt doi giroși, da. Vino, mă, dar lasă-mă pe ei, că sunt niște burlaci, să iei, mă. Băi, tu ești insula dramei totale, mă. Dar nu e nimic de dramă, omul voia să mă întrebe ceva. Cod, hai că vorbim mai de omul, omul efectiv voia să-mi dea o întrebare mai interesantă. Bianca și de relații și da. Nu, frate, că suntem în casa iubirii, hai să nu vorbim de relații. Hai să nu vorbim de relații, că suntem în casa iubirii. Zi-mă, zi situația. Uite, joa de disperare. Nu mă lasă, mă. Nu uite, mă, ce faci, mă, și asta, mă. Dacă vrei, vorbești cu Laurențiu, altundeva. Nu vreau. Vreau să vă mergem, vreau să aud aici. Da, de-aia nu mai pot eu. Nu, fii atent, întrebarea pe care eu vreau să-i pun lui Alex este să se opresc la Valeria. Glumesc, glumă proastă. De fiecare dată când a fost gală cu eliminare înainte să vin, eu l-ați votat pe Robert. Și a ieșit Bia, a ieșit... Păi da, pentru că Robert trebuia să iasă, nu e o problemă cu ieșit. O ieșit Natalia, o ieșit Talia. Păi da, cred că și Marinel este votat. Dacă ținem, scopul este să interacționăm. Mă, vezi, ai stat 3 luni, vezi că nu poți. Cumva zici de 10 minuți camerele. Da. Cum? Nu spar că-s de 10 minute camere. Eu, măi, nu, nu, eu am stat 5 minute și am așteptat, am crezut că, știți, atunci nu, când vă invitați un băiat, vă dați întâlnire și vă lasă cu ochii în soare, așa am crezut. Sunt sigură că-s 5 minute, că avea ceasul și m-a uitat. Chiar mă uit de data asta. Patricia, dacă e tu, ce cu cine scoți în față? De la băieți. Dacă e Marinel în față, Bianca, vină cu aici, că, că mi-au trebuit să participi la discuții. Deci suntem așa, Andrei. Marinel e votat, eu sunt sigur, m-ai votat ca, ca Laurențiu. Da. Sunt șansă ca Laurențiu. Da, dacă eu sunt față cu Marinel... Mai știm despre fete, că dacă eu sunt față cu Marinel, Marinel ar trebui să te am un pic. Deci sigur eu o să fiu în față. Ha? Întrebarea mea pentru tine, Alex, era în caz că... Cât cai? Pot fi hămați maxim la o căruță. Bă, câți cai? 6, nu? 6 cai. 6, nu? 2, maxim 6. 6. Am vrut să te pun... Da, în... într-o poziție. Nu, în filmul ăsta. Deci, să zicem că mâine vine Bianca și spune, băi, Alex, mi se pare că nu ne potrivim, mi se pare că... Așa, nu știu ce, și spune... Spărțire. Da, exact. Cum ai gestionat tu situația sau ce ai face? Ai acceptat, ai accepta, bun, te-ar deranja, clar, nu te întreb dacă te-ar deranja sau nu. Deranj va fi, dar vei accepta că persoana de lângă tine poate nu se regăsește în caracterul tău și nu se regăsește cu persoana ta, păi, și ai merge mai departe? Dar sau ce, alte, ai... da, ce altă opțiune e în momentul unei despărțiri, păi, să faci asta? Gen, să încerci să te schimbi sau încerci să o aduci înapoi, să faci, să dreci, să... Băi, eu de încercat aș încerca. Ce mă surprinde cel mai tare ar fi să iei Robert Cecu și să mă scot pe mine față? Ar fi... Da, dacă face asta... Nu, nu, au zis că dacă ar lua Robert și-ar scoate în față, dar nu cred. Nu cred că și-ar lua prima lucrurile. Adică eu vreau să cred că el are ceva. Da, că mi-a promis că o să... Te susțină? Păi așa mi-a promis tot timpul, știi? Păi nu cred. Și dacă îmi dai așa în mine, în halul ăsta, atunci chiar că... Are probleme în casă. Dacă eu sunt față cu Manel, mai vreau trebuie să, să team un pic, adică... Mai fetelor, da. Acum, v-am zis, bineînțeles, mie mi se pare normal, v-am zis, dacă toată lumea zice, băi, să-l scoatem pe ăsta, nu o să fiu o gică contra să zic nu. Scopul este să vină băieți și să ne îndrăgostim. Dacă până acum nu am... Păi da. Degeaba dai un vot, nu numai ca să... Tocmai de asta, dar m-a întrebat Cristina pe cine aș vota și dacă nu ar fi... Pe Ionuț. Da, și am și argumentat. Strict, ne raportându-mă la... El e votat.
Ca știu, să dăm întrânsul, eu nu cred că nu avem șanse. Nu vreau să dea. Eu cred că Radu are mai multe șanse să plece decât Ionuț. Dar noi, nu, eu am zis acum că m-am întrebat-o din tăi pe Cristina, dacă există Marinel și Laurențiu. Laurențiu nu s-a cerut, ok că camera o zic că s-a cerut, dar el ultima lună de când e în casă, el nu a venit la noi. Da, să nu se ceară el la o fată. Nu, de când s-a terminat faza cu Emma? Nu, gata. Nu, a fost la date. În casă, o dată cu Patricia și o dată când s-a uitat la date. Atât. Pe cine ai o dată când a vorbit cu tine în grădină. Ultima dată el a fost când s-a uitat la date. Două săptămâni în urmă ați fost la date, așa? Da. Până cameră, vreau să vină Laurențiu. Mulțumesc. Ce, mă? Hai, du-te. Hai, du-te, du-te, ceau. Mamă, ce reacție am putut asta. Nici n-am vrut să cred că asta există încă. Uite, hai, du-te, bine, frate. Așa. Ce zici, ce-i cu tu, nu ești normal la cap. Am luptat până acum să înceapă relația, să fie, și aș lupta și dacă s-ar întâmpla ceva de genul.